Bună ziua, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjană. Suntem, avem și burtieră, între timp ați aflat tema emisiunii, statutul elevilor sau elevului, cum este în, cum este în lege. E o discuție foarte interesantă, ați văzut în mediile online mai ales, dar și în presă, s-a pus accent doar pe anumite lucruri, neglijându-se în totalitate această lege extrem de necesară, și în același timp în premieră în învățământul românesc aveam noțiuni de statut ale elevilor în vechea lege a legea educației. Dar din nefericire așa și cum se întâmplă și cu statutul cadrelor didactice, legea 1 pe 2011 n-a cuprins un capitol distinct ci doar prevederi generale. S-a rezolvat să spunem în mare parte o, o asemenea problemă. O să vedem astăzi și în ce măsură acest statut uh, mulțumește reprezentanții elevilor și avem aici două licee reprezentative, președinții uh, Consiliului Elevilor de la Colegiul Național de Caterina Deodoroiu, Flaviana Iuga, îi spunem bun, bun venit în emisiune, și de la uh, Colegiul Național Tudor Vladimirescu, uh, Adalbert Denis Pizurlea sau invers ca, ca prenume. Bun venit și ție la emisiunea noastră. Uh, o să începem cu cât vă mulțumește acest statut care a apărut definitiv în sensul de lege în această vară, în luna august, perioadă de concedii, de vacanțe pentru voi, dezbătut și nu prea, a fost în dezbatere publică, e adevărat, o, o lungă perioadă de timp. Cât de mulțumitoare pentru voi, ca să vorbim la general, este această prevedere legală și acum că suntem în debutul, aproape de debutul noi an școlar, cât credeți că se va îndeplini sau se va aplica din această lege? Așa ca o părere generală, având în vedere că veniți din două licee reprezentative și știți cumva aveți pulsul a ce se întâmplă în școala românească, școala Gorjan. Acest tot a fost binevenit din punctul meu de vedere. Uh, cuprinde o mare parte din regulamentul uh, de ordine interioară al uh, liceelor, al instituțiilor de învățământ, cu câteva modificări și cu câteva drepturi în plus uh, care vine în ajutorul elevilor și cât se va ține cont de el, vom vedea. Sperăm că cât mai mult. Denis, crezi că -i chiar, să zicem așa, nu că de binevenit este clar, cuprinde chiar tot ce vă dorea sau ce era necesar sau ar mai fi fost loc și de alte îmbunătățiri? Este loc și de îmbunătățiri. Noi încă vom lupta pentru aceste drepturi, dar este totuși un rezultat pe care, de care ne bucurăm pentru că sunt dezbateri de foarte mult timp, drepturi care nu au fost respectate încă de, nu știu, de foarte mulți ani. Da, și pra practic din anii 90 se te vorbea de un statut al elevilor și a trecut, au trecut 20 de ani fără să se aplice, sau poate mai bine. Iată că acum voi aveți șansa să aplicați cumva, adică să fiți beneficiarii acestor prevederi legislative. Cred că va dura ceva timp până se vor aplica toate, pentru că sunt mulți care nu sunt de acord cu fiecare punct în parte. Da, avem, din ce am văzut și vorbeam puțin înainte de emisiune, practic lumea s-a împărțit în două părți. Adică unii și profesori chiar mai tineri și elevi extrem de entuziasmați cu noile prevederi, o altă parte, culmea, a părinților, mare parte din părinți, destul de mulți uh, profesori care spun prea multe drepturi e... Școala va continua să fie un. nu neapărat un haos, dar oricum să fie mai puțin controlată, și problema cea mai importantă care se tot discută se referea la acea situație cu. Telefoanele mobile la școală, dar nu din perspectiva că n-ar fi necesare, toată lumea recunoaște că e un, un accesoriu care trebuie fiecărui tânăr, ci din fa ci datorită faptului că acele telefoane pot la un moment dat înregistra anumite imagini dintr-o școală care ajung pe internet și produc alte și alte lucruri. Cum vedeți voi această situație ca să intrăm, să zicem așa, într-una din prevederile acestui statut? În legătură cu telefoanele, nu putem să ne lipsim de ele, pentru că sunt unii care fac naveta și trebuie să-și sune părinții ca să vină să ia. În schimb, suntem de acord cu uh, legea care a fost dată să, să nu fie folosită în timpul orei, pentru că pot deranja. Decât uh, cu acordul, uh, da, acordul cadrului didactic, cadrul să zicem. De... Da. Da. Dar cu problema e că, informare. dacă s-au strecoat până acum, să zicem, nu prea aveai voie să le folosești. Deși se foloseau și, și erau prevăzute și în vechea legislație. Uh, și au apărut acele nenorociri pe internet, una, bătăi prin diverse clase, profesori care urlă, diverse alte Oricum, aceste alte lucruri s-ar fi întâmplat și dacă nu erau telefoanele. Cu atât mai mult că dacă au fost filmate, s-a văzut exact ce se întâmplă. Și trebuie să se ia atitudine. Da, dar probabil ostilitatea cumva a generației trecute sau care s-a format înainte de 1989 în învățământ, de a făcut liceu înainte de 1989, provine și din acest fapt. Da, domnule, dar uite că am văzut acolo, nu știu ce s-a întâmplat și au filmat și l-au dat pe net. Poate copilul respectiv nu a făcut o să zicem că se întâmple ceva, pur și simplu a făcut-o din teribilis. sau o bătaie, da. o rivalitate între doi băieți care a ajuns acolo. Acum avem o altă problemă, tot cei dintre voi. Știți cazul din Ardeal de la Cluj-Napoca din ultimile zile, doi băieți au bătut pe cel de-al treilea, de față cu o fată care a filmat, imaginele s-au pus pe internet, s-a ajuns la arestări și cum vedeți această situație? Sau nu se întâmplă în spațiu școlar, dar până la urmă sunt tot de vârsta școlii, din ce am înțeles. Cred că este o problemă și în educație și părinții ar trebui să fie cei care să schimbe ceva. Da, dar în ziua de astăzi și probabil vă confruntați și voi cu asta, părinții au tot mai puțin timp pentru că sunt acele joburi destul de stresante, atât de Totuși. consumatoare de timp. Cred că nu este neapărat o Am mai avut, în, voi n prins asta, dar generațiile mele -au, fost numite generația cu cheia de gât. Și, și se întâlneau foarte rar cu părinții, dar atunci și, și școala și bă, jucau un rol mai important. La acest moment școala se rezumă la acele ore, 5, 6, 7, cum sunteți voi liceenii și atât. Deci nu se implică. Aici probabil și rolul vostru al Consiliului Elevilor din fiecare școală este de a mai face diverse acțiuni să țineți mai mult colegi, pe colegii voștri la școală. Dar nu este o implicare de tipul ca elevii să participe, să zic așa, la, la aceste activități, să zicem, de două, trei ori pe săptămână sau chiar mai des. Deci aceste acțiuni sunt totuși conjuncturale, adică de la diverse evenimente sau diverse activități care vi le-ați propus voi. Deci, până la urmă, în restul săptămânii, tinerii rămân tot uh, în afara, să zicem, unui cadru controlat, uh, în afara celor șase ore de la școală, dacă ajung să le fac. Bine, statutul prevede altceva, apropo, de absențe. Să, și dacă da. se aplică, va fi puțin mai dur. Bine, a fost și până acum, dar... Cu mici modificări. Știm și noi cum se aplica, să spunem așa. Uh, Haideți să luăm mai concret, așa, să plecăm în... Uh, mai ales pentru cei care nu l-au văzut, vă spuneam a fost vacanță, poate unii dintre cei care ne privesc n-au ajuns să-l vadă, să-l privim mai atent și să vedem ce, cu ce lucruri noi vine. E clar, sunt o serie de drepturi noi care apar, în același timp eu din câte văd și obligațiile voastre ca elevi sau în orice caz nu neapărat obligație, dar, dar ce vă revine vouă este mult mai important și mai sunt niște responsabilități, da, mai, niște rău, responsabilități că mai mari. Trebuie să ni le asumăm până la urmă, ca elevi. Uh, să, vine, să vedem uh, tocmai de aceea uh, articolul 4, care se referă în mod direct la activitatea voastră, de data asta, ca și Consiliu Școlar. Pentru că conduceți două asemenea organizații, cum spuneam, printre cele mai importante din județ și din perspectiva liceelor care, pe care le reprezentați. Da, articolul 4 uh, spune că moțumântul Unului Universitar este centrat pe elev. Sunt de acord, de acord cu această afirmație, pentru că noi suntem cei vizați în educație, noi ar trebui să avem cuvântul când vine vorba uh, de ceva care ne include. Da, uh, aici, uh, cum să vă zic? Uh, am și, cred că am scris de-a lungul anilor de mai multe ori, editoriale sau ceva, de acord, limbajul acesta e, pare puțin de lemn centrat pe elev, dar în același timp știm că la noi, într-un învățământ, se fac catedre pentru că avem profesori de o, de o anumită calificare și aici nu mai prea putem să spunem că e centrat pe elev, e centrat să zicem pe profesori, uh, chiar dacă, să zicem, vrei un opțional de o anumit, n-ai calificarea necesară în școala sau liceul respectiv și automat faci altceva, că tot așa, să salvăm profesorul. Deci, din această perspectivă am putea să găsim și lucruri care contrazis, să spunem, acest centrat pe ele. Cum vedeți aceste lucruri? Respectă, cumva, aceste... această lege sau ar trebui să se țină mai mult cont de părerile voastre și de opțiunile voastre? Da, întotdeauna. Ar trebui să să se țină cont de, de ce credem noi, de opiniile noastre, să ne facem auziți într o fel sau altul. Da, am văzut, chiar am văzut o dezbatere și a fost aici la Jiu, într-adevăr nu la unul dintre cele două licee, ci la un alt liceu, în care copiii de acolo și-au dorit un cer de teatru cu colaborarea Teatrului Elvira Godeanu, dar încadrarea n-a permis și ei au putut să-și aleagă până la urmă ceva legat de biologie, că -avea, nu era nici în specializarea liceului, dar li s-a băgat pe gât chestia asta că trebuia acea oră de opțional. Deci, cred că pe undeva trebuie acest acesta tot să permite și acest lucru, adică dacă ne dorim chestia asta, chiar dacă să zicem că e problema și de catedre. Bun, facem o catedră la mai multe licee, dar de teatru sau de nu știu ce vă și doresc fiecare, de, nu știu, cer de literatură sau diverse, diverse alte lucruri. Apropo, ține, să spunem așa, derivă din acest element centrat pe elev, care îl prevede și legea educației din 2011 și acest statut. Dar mergem mai departe. În capitolul al doilea se vorbește de statut, se vorbește de drepturile elevilor. Și haideți să vorbim mai întâi de dreptul educațional. Tot le-am atins mai devreme. Deci articolul, articolul 7 despre drepturile educaționale Accesul ale elevilor. gratuit la educație. Deja acest lucru se aplică. Nu... Dacă spuneți voi. Cu dacă, mici luăm, dacă luăm, dacă ce comentează părinții, în general părinții voștri, nu neapărat, în general părinții care au elevi acum, Spun că n-ar fi atât de gratuit cu fondul școlii, cu diverse alte lucruri, dar, într-adevăr, nu manuale, se plătește o taxă oficial Acum avem și manualele acelea de liceu gratuite, a 11-12, a iar un mare câștig, și aici ați contribuit Consiliul Consiliu Elevilor și de pe țară a national. avut un rol foarte important, dar o să ne întoarcem la această prevedere, mai departe la drepturile educaționale. Și aici, înainte să trecem mai departe, da. dacă sunt școli în care încă se cere bani pentru fondul școlii, nu este normal, ar trebui să spună, să spună elevii, ori la reprezentanții lor, ori la inspectorat, pentru că nu este normal. La noi în școală încă nu se, nu se mai practică acest lucru, dar eu zic să ia aminte, pentru că sunt drepturi pe care unii nu le știu. Păi nu, vreau să spun că s-a găsit o soluție legală, aș putea spune, în sensul că asociația de părinți, de da, dreptonație, da, face, dar e același lucru, dar practic toți părinții de la o clasă pun acea sumă, care de fapt tot fondul clasei sau școlii este, dar se lucrează, deci lucrează direct părinții, nu, să zicem, nu este fondul clasei dat de elevi, dar până la urmă tot acolo ajunge. Atâta timp cât nu este obligatoriu, este regulă. Dacă părin părinții doresc să contribuie cu donații la școală, este regulă, dar să nu fie obligați, mai ales că sunt atâtea familii sărace care nu au venituri tocmai bune și nu își permit să mai plătească și fondul școlii sau fondul clasei. Pe de altă parte, dacă suma nu este foarte mare, iar necesitățile unei, unei școli, și mai ales în școlile rurale, mai ales în școli, chiar și în Târgu Jiu, în școlile mai de la periferie, totdeauna va fi nevoie de bani de fețe de masă pentru clasă, de perdele, de becuri sau din mai știu ce altceva, pentru că trăim în România. Aceste lucruri ar trebui asigurate de școală și de fapt din, de primăriile de pe raza respectivă. Din nefericire, banii pentru învățământ totdeauna s-au găsit mai greu și voi sunteți încă la începutul, să spunem așa, vă faceți o carieră. O să vedeți că și în anii următori, așa a fost totdeauna, învățământul a fost o cenușereasă. Chiar dacă se declară că e prioritate națională, apropo cu centrarea pe elev, suntem prioritate națională. Totul, toată lumea spune asta, o recunoaște toată lumea, când se. la alocarea fondurilor, nu mai suntem prioritate națională, da? Asta e o altă problemă. Continuăm, să zicem, alte drepturi. Dreptul de a beneficia de o educație de calitate în unitățile de învățământ. Aici m-am cramponat când am citit acest drept, pentru că cum ne dăm noi seama că ne este încălcat acest drept? Cum ne dăm noi seama care este învățământul de calitate? Care... Păi bun, hai să fiecare nu mai... are așteptările lui. De da, la... să mai luăm practic. Acum, la chestia asta, mai ales că se avem, să zicem, nu suntem singuri, se uităm foarte, foarte mulți oameni la noi sau poate și colegi de-ai voștri. De regulă, într-o școală, cei mai populari profesori sunt cei care nu au pretenții, vă se implică în activitățile extrașcolare, una din calitate și a doua nu au pretenții foarte mari pe materia pe care o preferind indiferent dacă este materie de examen sau nu. Am dreptate din acest punct de vedere? Da și nu. Uh, Într-adevăr, și profesorii mai favorizați de către elevi, să zicem, sunt aceia care dau note mai mari, sunt mai indulgenți, dar pentru alți elevi, altă categorie de elevi, să spunem, uh, profesorii care, să spunem că sunt mai buni pedagogi și explică mai bine, de la care elevii înțeleg mai bine. Bine, aici, această discuție, cred că uh, noi discutăm cu doi reprezentanți a unor licee foarte bune. Automat, la voi, pretențiile sunt foarte mari, în general, și a voastră da. ca elev la profesor și ale profesorilor față de voi ca elevi. Dovadă rezultatele din anii ăștia. Uh, nu numai de când sunteți voi în școală, ci în general însă, în general și mai ales în liceele mai slabe, în școlile generale așa sunt. de regulă într-o școală cel mai îndrăgit este profesorul de sport de, de așa da. cam așa se întâmplă și profesorii care nu au pretenții foarte mari și sunt destul de apropiați de ele, prin vârstă prin preocupări, diverse chestii de acest gen e, ori calitatea ar presupune să ai, și aici e adevărat, nu aveți, să spunem așa, aceste elemente, poate nici școala nu le are foarte bine delimitate, în sensul în care îți dai seama, bă, cum evaluezi un profesor? Voi veți avea varianta acum să votați profesorul respectiv, pe nou statut, da? Cum îl apreciezi tu pe profesorul respectiv? Pentru faptul că, să spunem, la o clasă, la un liceu tehnologic, toată lumea ia bacalaureatul la matematică, sau pentru faptul că nu știu profesorul respectiv a făcut nu știu câte activități extrașcolare, excursii și diverse alte lucruri. Cred că în primul rând ar trebui să se țină cont de cum predă, pentru că sunt profesori care știu materia, dar nu știu să o predea bine. Nu se fac înțeles pe, da. de copii. Aici este nu se fac înțeles de copii. Și asta ar trebui să fie în primul rând evaluată. Dar avem mai, deci și acest vot cu siguranță, vă spunem la un liceu bun poate fi văzut din această perspectivă. Deci voi puteți să vă dați, să zicem așa, uh, girul să votați în această, dar poate mergem la un liceu mai slab și copiii de acolo vor alege sau vor avea al reper sau pentru ei nu o să, nu interesează matematica, nu interesează istoria sau orice altă materie. Și atunci o să, pentru ei vorbește limbe străine cel de la catedră și e la fel ca alții. Deci nu are nicio treabă dacă e mai bun sau mai rău. Nu-l apreciază din acest punct de vedere. Și are alte repere de, a, de, apreciere. Din acest punct de vedere, și aici aveai dreptate, Flaviana, în momentul când aminteai chestia, că nu aveți elementele ca să puteți face... Cred că am pus puțin să zicem așa, care înaintea boilor, în sensul că trebuia să avem mai structurat în statut, pentru ce apreciez eu un profesor. Adică, să-i dai copilul niște repere, pentru că la liceele bune și în general, voi aveți niște repere, le aveți în fața voastră în fiecare zi la clasă, profesorii. În alte licee se poate întâmpla să nu fie toți foarte buni. Și am văzut de-a lungul anilor că sunt și exemple negative din acest punct de vedere, cu profesori de religie care fac amătă și diverse alte lucruri, ca să vorbim de cazul din Gorj, din altă parte, dar în general vorbim. Deci nu sunt exemple pentru voi tânăra generație. Dar asta nu cred că ține cont de cât de bună este școala sau nu. Cred că ține cont de elev, ce își dorește elevul. Și la noi în clasă, dacă e cineva care nu își dorește să învețe, poate spune că profesorul care îi dă note mari este cel mai bun. Dar nu este și din punctul meu de vedere, pentru că pe mine mă interesează să îmi predea ceva. Bun, putem lăsa aprecierea profesorilor, să zicem, puteți să-l înlăturați de la clasă dacă sunteți două, trei, in care spuneți că nu vă convine, să zicem, dar poate profesorul respectiv este foarte exigent, are rezultate, vrea foarte mult de la voi, clasa nu, să zicem, nu reușește să facă față cerințelor și la un moment dat există acea ostilitate între profesor și eu, iar la votul acela, să zicem, profesorul respectiv, care poate are rezultate foarte bune, poate are și olimpici, se trezește că două, trei, sau aproape toți copiii din clasă spun: Nu-l vrem. Din punctul meu de vedere, este în regulă ca un profesor să fie foarte exigent, dar atâta timp cât și explică și își face lecțiile cum trebuie. Dar dacă vine în clasă și, nu știu, mai povestește ceva, mai facem un exercițiu, două maxim, restul lasă mai mult pe tema de acasă sau să facă, să, studiez, să studiez elevii singuri acasă, atunci uh, de ce să fie așteptări? Din vremea când eram elev de liceu și tot un, un, un liceu mare din Târgu Jiu, indiferent că eram filologie și m-am pentru noi cel mai, cei mai, cei mai buni profesori erau ăia care lipseau sau în orice caz care nu ne cereau foarte mult. Ne centrasem, așa era în anii 90, ne centrasem pe ce vrem să facem în învățământul superior. Pentru noi acele materii contau, iar la celelalte cei mai buni profesori erau oia care nu ne stresau din niciun punct de, de vedere. Mai este valabil o asemenea. Da, și o asemenea la noi de... și acum cel puțin pentru cei care știu deja pe ce drum vor să meargă în viață, se axează doar pe anumite materii și restul nu mai contează atât de mult. Cred că contează cum explici un profesor, termenul de profesor bun. Un profesor bun că îți dă o notă ușoară sau un profesor bun că știe cum se poartă la clasă și cum știe cum să predea? Eu consider că un profesor bun este un profesor care știe să se adapteze în funcție de colectiv. Dacă colectivul nu înțelege printr-o metodă pe care el o explică la clasă, să știe să explice într-o altă modalitate. Pentru că am văzut profesori care se chinuie cu aceeași metodă, dar nu are randamente. Da, acum în foarte mult, de foarte multe ori în învățământ vin profesori foarte bine pregătiți, profesori care, deci cu note foarte mari la titularizare, au terminat de uneori și șef de promoție, dar în momentul când vin la clasă vorbesc limbi străine pentru cei din, pentru cei din bănci. Deci n-au partea pedagogică, partea metodică foarte dezvoltată. Și de regulă, acești profesori vor sfârș sfârșesc la un moment dat prin faptul că sunt luați așa în balon de către, de către copii, nu neapărat în sensul... Deci nu sunt luați... Deci randamentul lor scade, pentru că nu sunt, nu sunt odată înțelegi de copii și în a doua rând și respectul se reduce. La un moment dat sunt de aceia care li se fac glume chiar de multe ori pe seama lor într-un fel sau, sau altul. Deci e aici o problemă, trebuie să ai acel tact, să fii cum, cum, este și la voi să vă căutați, să zicem, drumul, adică ce vreau să fac în viață, să-ți găsești cumva unea inclinația respectivă. Așa de multe ori și profesorul care chiar dacă a terminat șef de promoție într-un anumit domeniu și a luat și un la examen, deci adică a confirmat acest lucru, nu reușește să se facă înțeles pe domeniul ăsta. Știe pentru el, nu poate să împărtășească, da, cu să celorlalți. Dar cam mult despre profesori am vorbit. Hai să mergem mai departe la alte drepturi dreptul de a fi consultați și de a -și, uh, exprima opțiunea pentru discipline din curriculumul de la decizia școlii. Ei, aș ajungem exact ce vorbeam puțin mai devreme, faptul că de multe ori sunteți obligați, nu neapărat voi, dar și probabil și la voi e același lucru, adică avem de opționale sunt acele care am profesori în școala respectivă. Și de multe ori dacă chiar dacă ți-ai dori ceva uh, să zicem, să faci ceva civilizație de, nu știu, un curs de civilizație. Sau da, străine, da sau... sau ceva, să nu ai profesorii respectivi care să facă. Deci, din acest punct de vedere, cred că ar trebui făcut ceva în învățământ, să ne putem adapta. Adică, nu am omul în școala respectivă, dar copiii vor să facă, nu știu, un curs de calculatoare sau nu știu ce altceva la opțional, adică să învețe artizanat sau mai știu ce altceva. Deci aduc omul din afară, îi fac un contract pe câteva ore și omul respectiv face ca copiii să rămână cu ceva. Deci asta ar fi, adică așa aș vedea eu. Nu știu cum vedeți voi această situație. Da, din acest punct de vedere chiar trebuie ținut cont pentru că este o regulă bună. Sunt uneori ani în care te trezești cu un opțional de care nu-ți pasă, care nu e pe domeniul tău. Și nu i-a fost consultat. Chiar ar trebui să fie consultați în acest sens. Chiar m-a uimit domnul director anul acesta că mi-a spus Denis, caută un grup care vrea să studieze ceva și noi vom căuta un specialist în domeniu și vom face un opțional pentru, ei. E foarte corectă această procedură. E vorba de domnul Dorita Șcău la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, probabil la fel și cu domnul Ichifor la, la Colegiul Național Caterina Teodoroiu ca și consultare, însă am o nelămurire și am văzut foarte mult pe forumuri uh, faptul că, totuși, deși se prevede expres, voi, ca președinței Consiliului Elevilor, bine, dacă aveți 18 ani, puteți să fiți cu, cu drepturi de pline în Consiliul, Consiliul de Administrație de al liceului respectiv, de multe ori uh, nu sunteți chemați, nu sunteți consultați, deci efectiv sunteți evitați, ca să spun așa. Uh, este așa? Aveți, să zicem, semnale de la alte licee, de la colegii voștri că se întâmplă aceste lucruri? E, și la noi se întâmplă, adică președintele, conform le, regulamentului, trebuie să asiste la da. ședințele Consiliului de Administrație fără drept Statut de vot. Statul de observator, da. da. Dar... Și reprezentantul vostru peste 18 ani în Consiliul aveți? Da, da, da. Deci și participă, este chemat, este invitat. Uh, da. La voi? La a, și la noi nu? este. Un, mi, -a, mi a spus odată că n-a fost chemat, dar chiar sunt curios anul acesta dacă se va respecta, mai ales că avem acest statut în care și eu ar trebui să fiu chemat ca observator. Nu, e foarte important și mai ales că voi aveți și suportul votului colegilor. Iată cât înseamnă democrația, în general vorbind și a voastră ca elevii în, în special. Faptul de a veni să, să participați la aceste activități și să puteți să spuneți, să vă spuneți părerea în diverse lucruri. Pentru că nu numai pe tema asta chiar aveți, a trebui să fiți consultați, dar sunt și alte lucruri care pot să vă influențeze activitatea și e bine, voi le știți de la colegii voștri, le vă întâlniți cu regional, dar poate directorul școlii respective nu ajunge să le știe sau chiar și profesorii, unii nu-și nu dau seama ce problemă poate fi. Haideți să mergem mai departe. Apropo de. Uh, acest statut prevede la articolul 8 uh, de integrarea copiilor uh, cu cerințe speciale. Uh, aș vrea să vă întreb aici cum priviți voi aceste lucruri dintr-un anumit motiv. Și anume, uh, tot mai des în ultimii ani și mă, uh, având în vedere că am și eu activitate de mă confund cu chestia aceasta, uh, Apar copii, problemă, la nivelul unor unități, e, deci la o clasă de regulă apare măcar unul, dar sunt acei copii numiți cu CES în primă fază, dar sunt copii de multe ori care nu ar fi, deci nu, nu pot să facă față cerințelor dintr-o sală de clasă, dar devin și un pericol pentru colegii lor. Au diverse boli, sunt integrați în dar care la un moment dat își pierd controlul, pot să strângă de gât un coleg sau ceva de genul acesta cum priviți această integrare a elevilor cu cerințe speciale în învățământul de masă? Adică într-o clasă de-a voastră avem și un copil cu cerințe speciale, care pot fi, să zicem așa, acceptate, nu deranjează pe ceilalți, se poate integra cât de cât se face un program special pentru el și altul cum poate pune în pericol viața colegilor. Cele acceptate, da, sunt în regulă, pentru că nu sunt probleme așa de mari. Dar dacă este cineva care nu știu, are crize, cum a spus dumneavoastră, există posibilitatea să fie uh, consiliat și chiar ajutat la domiciliu. Cursurile să le facă la domiciliu este această posibilitate și în statut. Atât timp cât reprezintă un pericol pentru cei din jur. Mm. Nu, se întâlnesc și uh, am văzut acest lucru și la școlile din oraș, în care la un moment dat părinții unei clase vin la învățător, la se întâmplă chiar la gimnaziu, n-am auzit cinstit, n-am auzit la liceu. Probabil că ai se, cei cu cerințe speciale nu prea ajung la acest nivel, în care spun, domnule, nu mai ne dăm copiii la clasa asta la școală pentru că îi bate cu tare sau le-a spart capul, ăla a dat cu nu știu ce și nu știu cum. Ba din contră, de multe ori riscă să pună în pericol și integritatea profesorului de la clasă. Copilul respectiv n-ar vrea să fie așa. Dar există un, De multe ori nici nu se recunoaște acest lucru. E adevărat, avem acel. Psiholog, școlar, avem să, consilierul acela. Dar el nu poate, de multe ori, el a 800 de copii, de multe ori nu poate să vină neapărat să poată face aceste lucruri, cum ai spus de mai devreme de consilier. Ce facem în această situație? Aici e toată, apropo de integrarea cu cei cu cerințe speciale și cred că aici ar fi mai bine dacă nu știu, Integrarea să fie totuși vă spuneam în anumite limite și atunci când e mai periculos să se găsească cum spuneați voi ori la domiciliu ori varianta în învățământul integrat special că există da. și acele da. și acele centre. Uh, am o pf, să spunem așa un dintre subiectele care s-a tot dezbătut și asta chiar vreau să vă uh, mai ales că veniți din două licee foarte bune și la voi probabil vor fi o asemenea probleme sau poate au și fost contestarea evaluării lucrărilor. Cum e cu asta? Pentru că mai întâi să vorbim ce prevede, să spunem așa, statutul și să discutăm cum se poate face acest lucru practic dacă nu atrage după sine alte consecințe, să spunem așa. Când o notă nu este, un elev consideră că nu este corectă nota, dacă este scrisă pentru că oral este greu, nu se poate face acest lucru. Da, e vorba de da. Da. Primul lucru pe care îl face este să-i spune profesorului, iar aceasta îi poate arăta cum a făcut evaluarea. Dacă nu este satisfăcut de explicația elevului profesorului, poate merge cu părintele la domnul director care poate să cheme o altă comisie și să reevalueze lucrarea. Dacă după, ace după această reevaluare, cei doi profesori voi, vor da două note. Nota va fi media dintre ce cele două evaluări. Dar aceasta diferența e, mai, e mai mică de un punct. Se rămâne vechea notă, nu? Da. Bun. Să zicem, practic, nu știu ce profesor, nu zic un nume, să zicem, cunosc foarte mulți profesori de la ambele licee, dar nu, nu dau un nume. Dar ești nemulțumit de nota la nu știu ce materie ai luat 8, tu consideri că ai fi făcut de 10, dar profesorul respectiv știți cum se spunea înainte, 10 e pentru profesor, 9 e pentru somități și 8, de la 8 încolo e nota elevului. Era ex exista, în anii 90 sau încă dinainte de 89 se vorbea așa. Bun. Și te încerci să-i spui profesorul, domne, știi, nota mea, de lucrarea mea e de 10. Și profesorul respectiv îți mai ia o dată notă la pureca și nu va mai fi nici opt. O să mai găsească el niște chichițe de ortografie și ți mai coboară cu un punct două. Aveți curajul să vă riscați în acest moment, ca, mai ales dacă îl știți din aceștia, că sunt și profesori care sunt foarte autoritari sau de mult. Poate inspiră și teamă. Există, Aveți profesori de vă inspiră teamă, de exemplu, la cele două licee? Mai sunt și profesori, da. Așa la acei profesori, să zicem, problemă, ați îndrăznit să faceți această contestație? De multe ori s-a întâmplat ca elevii să nu fie mulțumiți de nota pe care au primit-o la o lucrare și s-au dus la profesor și și-au exprimat nemulțumirea. Deci funcționează totuși da, acest sistem. Da, da, da. Sistem. Profesorul l-a mai corectat. Dacă, într-adevăr, a văzut că a existat o greșeală undeva, i-a mai mărit nota, s-a mai și micșorat, Depinde, dar să se ajungă atât de departe până la director și să se corecteze de alți profesori, nu. Și nu cred că o să existe situații. Nu, mă gândesc că o asemenea evaluare să fie contestată la asemenea amploare. Cu, cu da. Cu asta da, ar putea da. fi, să zicem, teza. Dar mai jos de teza, adică o simplă lucrare de control, e destul de greu. Și ca procedură, mi se pare. E ok. De, de, așa e cum prevăzut în lege, dar eu zic că va fi foarte greu de, de aplicat. Ca să nu mai vorbesc că pot să fie. sunt materii sau sunt profesori care au un sistem de evaluare foarte ritmic, în sensul că se dă o lucrare la câteva ore, o, o testare. Dacă te-a pus să-i contești două-trei testări, să zicem, într-un semestru, practic ai blocat activitatea, deci e destul de dificilă chestia asta. Dar cu, din ce percepeți voi acum? și vă cunoașteți colegii, vă cunoașteți profesorii la nivelul vostru, o să fie cazuri de contestare. A Mereu vor fi cazuri pentru că sunt greșeli și cum, cum noi greșim la lucrări și profesorii mai greșesc când adună sau când uh, fac evaluarea pentru că scapă anumite aspecte din lucrare. În schimb uh, sunt elevi care le frică să facă contestația. Păi bun, aici, aici vreau să ajung, dacă să zicem un coleg uh, e frică de profesorul de latină sau, nu știu, de chimie la o notă și vine și spune ție, orică, la care, oricare dintre voi că sunteți președintele Consiliului Elevilor am o problemă cu interviul pentru mine v-ați duce să interveniți acolo adică să sunt un profesor trebuie să evaluăm din nou da, Dacă într-adevăr îmi dau și eu seama că este greșit și că colegul meu are dreptate de ce nu? Mi s-a întâmplat odată chiar să încurajez să facă acea contestație, dar să-i fie lui teamă, chiar dacă vorbesc eu pentru el, să nu fie apoi sancționat de la clasă, pentru că sunt profesori răzbunători. Uh, cu anii în urmă, uh, în anii 90, am făcut cumva, m-am întors <laughs> și eu în amintiri. Uh, noi am prins anii de după 90, când uh, câțiva ani am putut ieși în curtea școlii să protestăm. Statutul acesta se întoarce la aceste... Ai dreptul să protestezi dacă nu-ți convine ceva? Să vrei să schimbi conducere sau ce orice altceva, că în momentul când protestezi poți să protestez împotriva directului sau prote să protestez împotriva dirigintelui sau ceva de acest gen. Și în anii 90 la uh, Colegiul Spiro Haret uh, am avut foarte multe întâmplări de acest gen în care cu luni de zile în anii 90... Uh, Ieșeam eu, ăsta, vreți să schimbăm director, vreți să... Deci era democrație, se simțea mult mai mult, că era, erau acele demonstrații atât în curtea liceului, dar erau și afară. Dar cu alte teme, deci toată lumea ieșea în stradă. Acum s-a mai estompat acest lucru, dar altceva vreau să vă spun. Bun, v vedea, apropo că statutul vă permite, de, pe lângă dreptul de asociere și dreptul de a, pro, de a, protesta asupra unor probleme. Să zicem, putem auzi de un protest la Tudor că, nu știu, s-a urcat pisica pe acoperi sau ceva de acest gen. Am zis ca, e, ca exemplu. Da, la noi chiar a fost o situație anul acesta. Nu știu dacă ați văzut în presă uh, despre un protest al elevilor în timpul unei pauze. A fost vorba despre un protest spontan uh, împotriva condițiilor din învățământ. Da, am auzit de el și cred că ați fost singurul liceu care ați făcut asta da. în județul Gorj și în uh, acea perioadă. Știu că au mai fost în țară câteva câteva exemple, dar în Gorj, din câte știu, doar voi Colegiul Național de Caterina Teodorul da. a făcut acel... Da, iată, a fost un... În... Atâta timp cât nu afectează orele, nu este nicio problemă. Dacă e, mai ales atâta timp cât e un protest spontan, într-o pauză este foarte păi bun, dacă tu vrei, deci voi vreți la un moment dat sunteți nemulțumiți de o problemă mare, mai stai să te uiți cu ăsta, aveți 10 minute câte e pauza? Conform regulamentului, dacă afectează orele, nu, nu este permis. Probabil cu autorizații, cu permisiuni, de ceva pregătit de dinainte. Atunci nu mai e protest spontan. Da. Bine, apropo de grevele care le facem noi, că spunem că a fost grevă spontană, că să nu poată interveni de multe ori la anumite cu societăți comerciale sau ceva, când apar probleme de acest gen, spun liderii de sindicat, unul e protest spontan, că în varianta că o grevă organizată trebuie să respecti niște etape, grevă de o oră, în orice caz, mai întâi de avertizment, apoi de o oră și nu știu ce. Și dacă nu respecti etapele astea, da, ți-o ți -o blochează justiția. E, la voi cum este dacă ați vrea să faceți aceste proteste? Aveți niște etape prealabile pe nou statut sau... Puteți să zicem, bă, nu-mi convine, nu știu ce, nu-mi convine uniforma, să spunem așa. Și atunci ieșim în fața școlii și protestăm. Direct. Nu, nu sunt etape, pur și simplu. Deci, te vă puteți duce până la urmă să merge da. tot pe partea cu, cu spontanul. Da. Dar, bineînțeles, cu acea limită de pauză. Da. Sau în afara orelor, că și puteți. Fără te... scandal. Mai sau... ales, cum sunteți voi cu schimburi, cu siguranță. Schimbul 1 poate protesta după finalul orelor, schimbul 2 înainte. sau. Nu, no, pentru că nu poate schimbul 1 să deranjeze schimbul 2. Adică eu termin orele și apoi se deranjez pe cei mici când sunt la ore. Da, este și aici o problemă. Asta n-am mai luat în calcul. La școlile, la școlile cu singur schimb nu, n-ar mai, fi, n -ar mai fi o problemă. Bineînțeles, sunt foarte multe lucruri noi în acest statut. Hai să vorbim puțin de recompense. Deci e vorba de... Burse. Da, deci e vorba de capitolul al doilea. Cum vedeți această problemă a recompenselor pentru că știți, în ultimii ani s-au mai făcut, s-au făcut paști, adică să zicem un, un, elev care ia 10 la bacalaureat sau la evaluare națională primește de la stat 3000 de lei cel de la bacalaureat sau ceva da, de acest și gen. Și la evaluarea națională. Tot, tot aceea acea sună. Cred că o să puțin mai mică. Sau mai mică. La fel, mai de multe ori mai primește pe la primărie. Cei care fac rezultate la olimpiadă de multe ori sunt premiați. Ba de inspectorat, ba de minister, ba de primărie sau ceva de acest gen. Dar eu vorbesc acum de recompensele care se pot da, să zicem, la nivelul unui liceu. Sau la nivelul... Da, la nivelul unui, unei școli. Cum funcționează acest sistem de recompense? Sunt acordate bursele școlare. Da, sunt de... acordate, că aici avem o mare problemă. Foarte mulți copii se plâng și aici la Târgu Jiu, la Gorș, că nu se plătesc acele burse, că vin cu foarte mare întârziere. Teoretic sunt. Practic, până acum... Fie. Da, uh, spunea, cererile se fac. Uh, îmi spunea cineva, Doar, de domne, anul, deci era în toamna trecută, prin noiembrie sau decembrie, și îmi spunea, da, am primit bursele pe septembrie, octombrie, noiembrie 2014. Deci era decalat cu un an de zile. Dacă la cei care erau a 10, acum a 11 sau ceva, mai mergea că era tot acolo la școală, vă dați seama la cei de care au terminat nu știu, mai ajungeau banii respectiv, că puteau să plece. Deci ei erau foarte buni în clasa a 12, dar ei au terminat, nu mai erau la școala respectivă, la liceul respectiv. Da, este o problemă aici, după cum am spus și data trecută, nu sunt destui bani la Consiliul Local. De data aceasta, domnul primar mi-a promis că se va rezolva problema și că vor găsi bani. Sperăm să se pună în aplicare. Chiar sunt curios dacă în acesta se vor acorda. A, ai avut o întâlnire cu domnul primar pe această problemă? Sau și a, pe da, alte? înainte de alegeri am fost și am vorbit cu dumnealui și a spus că Sigur, ne va acorda și când ne va găsi uh, sponsor sau ceva ca să ne dea bursele? Bun, avem bursele de merit, că de asta era vorba. Însă sunt foarte multe, și în foarte multe localități nu se dau, sau tot așa se dau cu mari întârzire bursele sociale care sunt la fel de necesare, și până la urmă sunt tot un mod de a recompensa pe elevii care, chiar dacă au probleme materiale, reușesc să vină la școală. Și acestea au mari întârzieri sau nu se acordă deloc și chiar sunt mai importante pentru că pentru ei contează aceste burse. Da, deci uneori că mai nu, necesare, da, da, decât. Dacă nu au alt sprijin financiar sau și acela foarte mic. Uh, alte. Uh, cum ați vedea, și apropo că statutul totuși e limitativ din acest punct de vedere, cum ați vedea alte metode de recompensare a eforturilor voastre școlare, a colegilor voștri? Uh, diplome medalii, medalii, trofee. Noi la Ecaterina organizăm, încercăm să organizăm în fiecare an gala premiilor pentru elevii olimpici. Și în anul trecut i-am premiat cu câte un trofeu fiecare și un stick de memorie. Da, necesar la generația voastră și de multe ori destul de costisitor, depinde și de cât de mare... Pentru că a... sunt elevi care au făcut performanță, care au adus o îmbunătățire imaginii liceului și de ce să treacă neobservați? La voi, la Tudor, cum este? Sunt în discuții și acum când vom reveni din vacanță le vom continua și sper să reușim ca la sfârșitul anului să premiem pe cei care merită. Uh, suntem pe final de emisiune și n-am vorbit de uh, să spunem, le-am amintit doar la început despre uh, obligații, datorile și obligațiile pe care le aveți voi ca elevi. Haideți să spicuim câteva din principalele uh, îndatorii și obligații pe care le aveți. Le găsim în articolul de 14 și 15. Și mai ales, haideți să vorbim de 15. Ce interdicții aveți ca elevi? Uh, Interdicțiile sunt Cam aceleași care erau și până acum. Evident că melevi nu au voie să distrugă, să modifice sau să completeze documentele școlare, cataloge, foi matricole, carnete de elevi sau... Deci teoretic nu au voie să pună una pe ele, deci cu alte da. cuvinte. S-au fost de-a lungul anilor care s-au mai furat cataloge sau s-au mai modificat note. Există, să spunem, o problemă de acest gen sau a existat. Încă mai există. Încă mai există. Să intr introducă și să difuzeze în unitatea de învățământ materiale care, prin conținutul lor, atentează la independență, suveranitate, unitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violență, intoleranță sau care lezează imaginea publică a unei persoane. Și una importantă este să părăsească perimetrul unității de învățământ în timpul programului școlar, și aici vreau să subliniez. Deci nu au voie să facă acest lucru. Uh, și aici no. vreau să subliniez. Da cu excepția elevilor majori și a situațiilor prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ. Aici este unul dintre aspectele pe care noi încă le spunem la dezbatere, pentru că considerăm că și cei peste 14 ani au voie să părăsească, conform articolului 23 din Constituție, când, unde spune că nimeni nu are voie să-ți îngrădească dreptul la libertate, libera circulație. Noi considerăm că cei peste 14 ani au dreptul de consimț, au consimțământ și pot să răspundă de ei cum este în codul civil. Pe bun, dar dacă regulamentul de ordine interioară al liceului spune că voi, pe timp programului școlar, n-aveți voie să părăsiți statutul, spune același lucru. De fapt, regulamentul va fi obligat să preia statutul, ca și prevede. Și el pleacă. Neînvoit de diriginte sau ceva de acest gen. Mă refer la pauze aici. Deci, tu, voi vă refer, chiar și în pauze. Sunt, sunt da. licee, dar au prevăzut că nu părăsești în pauză. Adică ai, să zicem, un sau ceva în curtea școlii și nu ai voie să părăsești în cinta. Da, mie aici nu mi se pare în regulă. Am avut chiar eu personal situația în care a trebuit să mă duc la un medic de familie pentru că medicul școlii nu avea toate cele necesare și nu aveam voie să ies din școală. Și am fost pus într-o situație dificilă. Pe scurt, acum, apropo de sancționarea elevilor pe bază de absențe, cum priviți această. E, de fapt, o veche prevedere, aceea cu 40 de absențe cu sau cu 10, cu 10 la materiale. Da, da. Vi se pare corect să fie aceste sancțiuni? Deci, pentru cei care nu frecventează? Da. Problema, Sunt niște reguli de bun simț, totuși. Problema absentării deja este una foarte mare. Știu, m-am gândit că o soluție bună, să spunem, dar rea pentru elevi, ar fi cu catalogele electronice. Ca în momentul în care un elev lipsește, părintele primește imediat Primit. mesaj. Cred că așa s-ar vedea o reducere a absentării. Ca să, ca să fac o glumă, dacă vii cu asemenea propunere, probabil nici colegii tăi nu te mai putea să <laughs> Nu, acum nu știu dacă e chiar așa, dar e, e o anumită problemă. Cu siguranță catalogul electronic există în anumite locuri din țară, probabil va fi și la noi implementat în perioada următoare. Chiar există într-un timp, știu, în general, că a început să profesorii... Școala gimnazială Ștefulescu, cred că a avut la un moment dat o idee de acest gen. Nu? Așa. Eu la Calafat am făcut și știu că și acolo s să început să se facă... Da, de la coș din câte știu doar Ștefulescu, dar nu știu dacă mai aplică această chestie. Am impresia că la un moment dat s-a blocat pe parcurs din diverse probleme. Din păcate, timpul acordat emisiunii noastre s-a terminat cu siguranță. Ar mai fi fost și alte de discutat pe acest statut. Noi, practic, mai mult l-am prezentat, l-am dezbătut cumva ca să înțeleagă și colegii voștri. Vă mulțumesc pentru prezența voastră la emisiune. Vă mai aștept și cu altă ocazie în acest spațiu editorial. Mulțumesc și, și eu. Mulțumesc. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Școala Gorgeană. Au fost cu noi președinții Consiliilor Elevilor de la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu și Colegiul Național Tudor Vladimirescu, Flaviana Iuga și Denis Pizurlea. Am făcut-o la sfârșit ca să fie. Mulțumesc <laughs> pentru atenție. La revedere!